Directorul DSP Gorj, Marius Boeriu, a cerut studii economice și nu de medicină candidaților care voiau să ocupe postul de conducere la serviciul de control în sănătate publică. Paradoxal este că, deși candidaților li se cereau studii economice, toată bibliografia de concurs era din domeniul medical. Totul pentru a favoriza angajarea lui Adrian Dobrin, un apropiat al fostului secretar de stat Alin Țugmeanu, arestat pentru luare de mită în urmă cu ceva timp. Acest lucru s-a întâmplat la jumătatea lunii decembrie 2015. Cum condițiile de participare la concursul pentru șefia de la Serviciul de Control în Sănătate Publică depășeau limitele legii, corpul de control al Ministerului Sănătății a luat la bani mărunți DSP Gorj.